Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața voi continua partea a doua a oului. Este aproape egală a celei de ieri, voi folosi același fir de macrame de culoare roz, același croșet cu numărul 1 și vom începe exact ca ieri, în cercul magic. Pentru început vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Primul îl avem deja, cel de-al doilea, al treilea, firul odată pe croșet, vom intra și vom continua cu piciorușe duble. Va fi nevoie să lucrăm un număr de 24 astfel de piciorușe. Deci primul rând constă în 24 piciorușe duble. Este doar o mică diferență între prima parte care am lucrat-o ieri și cea de astăzi. Apoi pe parcurs ce vom lucra vă veți da seama unde este acea mică diferență. Deci vom continua singure lucrând un număr de 24 piciorușe duble. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Vom închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu picioruș alunecat, așa cum ne-am obișnuit până acum. Și vom continua. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul odată pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în următorul, din nou un picioruș dublu, de data aceasta voi face 3 ochiuri de lanț de separare și voi continua cu alte 3 piciorușe duble. 2, cel de-al treilea, din nou 3 ochiuri de lanț de separare și vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele 3 ochiuri de lanț de separare. Voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Și din nou cu fir alunecat mă voi îndrepta către acest spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț. Face piciorușe alunecate. Am ajuns în interiorul acestui spațiu. Aici voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu. Vă rog să-mi scuzați vocea. Acum vom face 3 ochiuri de lanț de separare și în interiorul aceluiași spațiu voi face alte 2 piciorușe duble. După care vom intra în interiorul spațiului următor și vom lucra din nou 2 piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț. Vă amintiți, la prima parte am făcut doar 2 ochiuri de lanț pe mijloc, aici sunt 3. Și vom continua cu alte 2 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra în fiecare spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și vom obține această secvență. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide ca de obicei cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș. Cu fir alunecat mă voi îndrepta din nou în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț și aici voi repeta exact
ceea ce am lucrat până acum. Trei ochiuri de lanț, care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, urmat de alte trei ochiuri de lanț, și în interiorul aceluiași spațiu voi continua cu alte două piciorușe duble. Eu sper că reușiți să vedeți mult mai bine în felul acesta. Apoi ne îndreptăm în următorul spațiu. În acest spațiu vom face din nou două piciorușe duble. 1. Cel de-al doilea, trei ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble, în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Deci vom repeta exact ceea ce am lucrat în rândul anterior. Corespondența fiecărui spațiu, format din cele trei ochiuri de lanț, vom lucra din nou două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Aceasta este ceea ce obținem, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide, ca de obicei, cu fir alunecat, în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Apoi cu fir alunecat mă voi îndrepta către spațiul format din cele trei ochiuri de lanț. Am ajuns în corespondența acestora. Voi lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și voi continua cu alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care voi lucra trei ochiuri de lanț. Deci în interiorul spațiului am lucrat ca și până acum, două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble. Am continuat cu trei ochiuri de lanț pe care le voi închide între cele două spații din rândul anterior cu picioruș scurt. Voi face din nou trei ochiuri de lanț, firul pe croșet și acum voi intra în corespondența ochiurilor de lanț din corespondența următoarei secvențe și voi lucra în același mod. Două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble. Facem gălăgie, trezim vecinii. Aici pereții sunt foarte subțiri și se aude orice mișcare. Voi continua din nou. Trei ochiuri de lanț. Voi închide cu picioruș dublu, cu picioruș scurt, scuzați, între spațiile din rândul anterior. Trei ochiuri de lanț. Voi repeta încă o dată. În felul acesta veți vedea exact, făcut două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. Trei ochiuri de lanț. Ochiurile de lanț le voi închide aici, cu un picioruș scurt, între cele două secvențe, vedeți? Și voi continua. Trei ochiuri de lanț, după care voi intra din nou în corespondența
secvenței următoare. Ceea ce obținem este aceasta. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând, am făcut ultimul piciorul scurt, ultimele trei ochiuri de lanț, voi închide cu fir alunecat în primul picioruș corespondent al începutului acestui rând. Cu fir alunecat mă voi deplasa în mijlocul spațiului de trei ochiuri de lanț din prima secvență. Voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț de separare. În corespondența aceluiași spațiu voi face din nou cele două piciorușe duble. De data aceasta voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 3, 4, pe care le voi închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Voi continua cu alte 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi intra din nou în mijlocul secvenței următoare, lucrând în același mod. Două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Patru ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, pe care le vom închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, firul pe croșet și vom intra în următoarea secvență și vom continua lucrarea. Deci acest rând va consta, după cum ați văzut, cu două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț și două piciorușe duble în corespondența spațiului principal, urmat de patru ochiuri de lanț care se închid cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, apoi continuăm din nou cu 4 ochiuri de lanț, după care intrăm în corespondența părții principale. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului, ceea ce obținem este aceasta. Acum vom lucra singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, pe care îl vom închide, ca de obicei, cu fir alunecat. Cu fir alunecat ne îndreptăm către primul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. Aici din nou vom face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare în corespondența acelui spațiu, din nou cele două piciorușe duble, cum deja v-ați obișnuit. Iar acum, după ce am încheiat această secvență, partea principală, voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, pe care le voi închide cu picioruș scurt în piciorușul scurt din rândul anterior. După care din nou voi face 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4,
5, firul pe croșet și vom intra în corespondența următoarei secvențe, unde vom lucra din nou două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, două piciorușe duble. În același spațiu și din nou cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, închise cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, ochiul pe croșet și vom intra în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț pentru a lucra cele 4 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț și vom continua cu cele 5 ochiuri de lanț închise cu picioruș scurt urmat de alte 5 ochiuri de lanț. Deci în aceasta constă rândul acesta. Ceea ce obținem este acesta. Noi vom continua singuri și ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide așa cum v-ați obișnuit, cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Apoi cu fir alunecat ne vom îndrepta către spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț. Aici vom face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul piciorușului dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, următoarele 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, de data aceasta vom face 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Voi închide în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior cu picioruș scurt alte 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apoi vom intra în corespondența secvenței principale, unde vom face 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe duble în interiorul aceluiași spațiu. Din nou 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, pe care le vom închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Am văzut aici un fir de păr. 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Și apoi vom intra în corespondența următorului spațiu și vom face din nou aceleași 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe duble în interiorul spațiului respectiv. Vom continua cu cele 6 ochiuri de lanț. Ceea ce obținem este aceasta. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide cu același fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat mă voi îndrepta în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț
Acum voi lucra. Trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. De data aceasta vom face 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le vom închide cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior. Din nou, 7 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Firul pe croșet și vom intra în corespondența următorului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, un picioruș dublu, cel de-al doilea, trei ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble, șapte ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pe care le închidem cu picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, alte 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, după care vom intra din nou în corespondența celor 3 piciorușe, celor 3 ochiuri de lanț, unde vom face cele 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 2 piciorușe duble. Să știți că uneori mă mai încurc pentru că dorm foarte puțin, eu mă trezesc foarte devreme pentru a filma ziua, timpul îmi este ocupat cu bătrâna, ceea ce obținem este aceasta. Iar noi vom continua până la capătul rândului, acesta va fi și ultimul rând, apoi veți vedea produsul principal cum arată. Am ajuns și la capătul acestui rând, acesta a fost ultimul, vom închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș, vom scurta firul, vom închide lucrarea vom ascunde firul dedesubt puteți să-l ascundeți cu acul eu voi folosi croșetul voi încerca să-l ascund în modul în care să nu se vadă nimic și să-i dau siguranță în felul acesta. Apoi vom ascunde și partea din mijloc, vom strânge aici cât este posibil cercul magic. Voi ascunde și acest capăt cu croșetul. Care acum nu vrea să iasă, dar va face cum vreau eu. Scurtăm și acest capăt de fir. Apoi, cele două părți le vom apreta în moment și le vom pune pe balon. Așa cum vă spuneam și rândul trecut, eu aici nu am găsit acele baloane cu forma lungă.
doar baloane rotunde. Am încercat să intru în magazin, însă deoarece nu am vaccinurile făcute și nu am Green Pass, nu m-au lăsat să intru. Așa că a trebuit să mă descurc cum am reușit. În momentul în care apretăm aceste două părți și le punem pe balon la uscat, să aranjăm bine aceste colțuri. Acesta este lucru cel mai important, să le tragem și să le aranjăm bine. La fel vom face și cu partea pe care am lucrat-o ieri și, bineînțeles, având baloanele adecvate, le vom da forma pe care o dorim, forma de ou. Eu acum vă arăt unul pe care l-am lucrat anul trecut. Este într-un fir mai subțire. După ce am apretat părțile, amândouă părțile, le-am lipit între ele. Acesta este rezultatul, bineînțeles, așa cum v-am spus, este cel de anul trecut. Nu știu dacă reușesc să așez camera într-un mod în care să puteți vedea cum se prezintă. Voi încerca să las mai jos, dar nu cred că reușesc. Nu mai jos decât atât, nu merge. Uitați-vă, cam așa ar fi, cam acesta ar fi rezultatul final. Dacă doriți, puteți să-i faceți un suport croșetat simplu din piciorușe scurte. Eu am aceste suporturi de ou, chiar de ou. Uitați-vă cum arată, în care se așează oul la micul dejun. Și le puteți apreta fie cu aracet, fie cu gelatină, însă vă recomand ca pe balon să puneți acea acea folie de plastic care o folosiți în bucătărie, pentru că astfel veți proteja produsul final, lucrul, să nu se lipească de balon. Eu anul trecut am ruinat un model, un ou, pe care anul acesta voi încerca să-l fac din nou, din cauza faptului că mi s-a lipit de balon în momentul în care l-am apretat. Însă, vă rog să fiți atente. Aceasta este ceea ce am vrut să vă prezint astăzi dimineață. Eu sper că vă place și acest model. Voi veni cu ceva noutăți din nou. Până la Paște avem un pic de timp să ne jucăm cu diferite modele, care sper să vă inspire, care sper să vă placă. Vă rog să-mi scrieți în comentarii dacă acest mod de filmare vă este mult mai satisfăcător, că reușiți să vedeți mai bine decât modul în care am filmat până acum, pentru că am experimentat diferite moduri. Cam fiecare zi eu vă spun și vă doresc multă sănătate, pace, liniște, că acesta este lucru cel mai important acum, pacea și liniștea. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată, sunt Tatiana Andrieș și vă aștept din nou alături de mine cu noi tutoriale. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul de YouTube. Canalul de YouTube este gratuit, puteți urmări fiecare tutorial ori de câte ori aveți nevoie pentru a reuși să înțelegeți ceea ce lucrez. Atât vă spun, o zi frumoasă, o zi minunată tuturor, o îmbrățișare din toată inima și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!